Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vrei o știre? Da. Despre banane, vrei să afli? Despre banane zi-mi orice, mie îmi plac bananele. Deci am aflat asta, am aflat că există o controversă surprinzătoare privind numărul maxim de banane pe care l-ai putea mânca zilnic fără ca asta să te ucidă. A, deci nu poți să mănânci câte banane vrei tu. Nu știam că e posibil. E un mit, zice așa, că dacă mănânci, atenție, mai mult de 6 dintr-o dată îți pot fi fatale. Scrie nu BBC. Cred asta. Da, a fost popularizat, deci BBC zice așa, că acest mit a fost popularizat și de prezentatorul britanic Carl Pilkington. Pilkington nu face parbrize? Ba da. Așa? Care poate nepotă să o face în conversație emisiune cu comediantul Ricky Gervais a afirmat că nivelul de potasiu din corp crește alarmant după consumarea 6 banane și riști să dai ortul popii. Și ce pățești de la potasiu? De mori. La potasiu, dacă ai prea mult, ca de la orice substanță, riști să mori. Cum? Supradoză de potasiu. Eu am mâncat banane multe și n-am murit. O dată? Bine. Nici deci bine nu sunt. Da. Să vă explic. Și atunci că bananele... pe șifonier. Am citit undeva... Băi, nu știu, dar oamenii ăștia care se ocupă de diete, cred că principala lor preocupare este cum să facă ca mâncarea să devină cât mai neplăcută. Da. Că am citit, dacă vrei să mănânci banane, sunt foarte sănătoase, dar trebuie să le mănânci mai degrabă verzi. Pentru că dacă le mănânci coapte, ele au zahăr. Mai mult fructoză. Și nu e bun pentru organism. Deci verzi. Și dacă sunt verzi, au un dulcitor? Nu, dar nu au încă, nu se creează nu știu ce acolo înăuntru. Păi cine mănâncă banane verzi? Eu am mâncat banane verzi când eram mic, m-am urcat pe pat și de pe pat pe șifonier unde pusese mama la cu bananele. Așa. Cum se făcea. Da. Și am mâncat fără număr, toate bananele. Și n-am pățit nici potasiu, n-am, sunt aici cu voi, fiu. Ai fost pedepsit? Erau mai cruduțe. Nu că nu le-am mâncat, adică le-am mâncat în 2-3 ore, gen. Adică... Nu, dar ai fost pedepsit că ai mâncat bananele familiei? Eu, în general, eram nu pedepsit, dar se ne căgeau că mănânc mult. De pedepsit n-aveau ce să deci, mai fac. Deci, să vă explic. Potasiu. Deci, bananele au potasiu. Asta cu mitul ăsta, cu 6 banane maximum... Poate atunci erau fără potasiu, ce-i drept, că se petrecea acțiunea prin 90. Da. Deci 6 banane, cum zice Ricky G, eu cred că Ceaușescu inventase asta și era vorba de 6 banane pe an, nu pe zi. Că avea grijă să nu. Deci e în felul următor. Când nivelul de potasiu din organism e prea scăzut sau prea mare, cauzează aritmii, dureri stomacale, amețeli și așa nu știu ce. În doze extrem de mari poate duce la oprirea inimii. Pentru un adult, doza zilnică recomandată de potasiu e între 3500-4500 de miligrame, iar o banană de mărime medie conține aproximativ 450 de miligrame, ceea ce înseamnă că din 7-8 banane îți asiguri doza optimă. Deci de ce zice 6? Păi poate sunt 6 mai mari. Deci tu dacă mănânci 10 banane, de-abia atingi cota aia de potasiu. Chestia e că dacă depășești doza zilnică recomandată, trebuie să o depășești cu foarte mult ca să devină într-adevăr periculoasă. Adică cam cât? 400. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.